Iată că suntem la ultima predică dintr-o serie pe care am intitulat-o Viață, Bani, Speranță, Principii Biblice pentru Administrarea Inteligentă a Banilor. Este o serie care am început-o acum ceva timp și care astăzi se termină. Vreau să vă spun că probabil vor mai rămâne întrebări la care încă nu ați primit răspuns. Și dacă se întâmplă lucrul acesta, îmi ofer disponibilitatea de a sta după închiderea serviciului divin sau în cursul săptămânii sau când doriți dumneavoastră, cu altă ocazie, să formăm poate chiar mici grupe de discuții pentru a sta de vorbă despre diferite aspecte care țin de administrarea banilor. Și îmi place atât de mult această lecțiune care a venit ca o completare a studiului nostru și a predicilor pe care le-am oferit. Atunci când în acest trimestru am discutat mai mult și am aprofundat despre administrarea creștină a vieții, acest domeniu care are de-a face cu sfințirea noastră și nu doar cu banii noștri, ci cu fiecare aspect important din viața noastră. De-a lungul celor 4 prezentări am descoperit faptul că Dumnezeu dorește să fim liberi. Dumnezeu dorește să-i slujim doar Lui, pentru că Lui îi aparține totul, inclusiv fiecare aspect al vieții noastre, și Dumnezeu dorește ca noi să trăim o viață liberă. A fi liber înseamnă că nu poți să slujești la două lucruri, și Dumnezeu spune foarte clar, nu poți să slujești și lui Dumnezeu și banilor. Lucrul acesta nu înseamnă că avea bani este un lucru rău, din contră. Banii uneori sunt o binecuvântare pe care Dumnezeu o oferă administratorului credincios. Și Dumnezeu ne testează, ne pregătește și dorește să ne formeze un caracter, în primul rând demn de împărăția sa, dar de asemenea un caracter care să poată să devenim o persoană care poată să administreze cu credincioșie și înțelepciune banii. Spuneam că Dumnezeu dorește să fim liberi și am descoperit că unul dintre lucrurile acestea înseamnă să nu ai datorii. Și împreună am descoperit planul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru a trăi o viață fără de datorii. Puteți regăsi predicile care au fost susținute în cadrul acestui seminar pe internet, le puteți revedea și, bineînțeles, dacă repet acest lucru, dacă doriți mai multe materiale sau anumite cărți care să le studiem sau să le studiați împreună pe acest domeniu, vă rog să mi le cereți, pentru că voi fi mai mult decât bucuros să vi le ofer. Apoi am discutat despre cerința lui Dumnezeu pe care o are atunci când îi se adresează noi ca și administratori ai darurilor sale, și anume ca a 10-a parte din tot ceea ce primim să fie întors către Dumnezeu. Și data trecută am studiat puțin despre acest principiu al zecimii, și vom continua prezentându-vă și în acest sabat câteva aspecte poate mai practice care țin de acest principiu al zecimii. Sunt convins că fiecare dintre noi care a studiat lecțiunea din trimestrul acesta a înțeles baza biblică și baza doctrinală a zecimii. Nu aș vrea și nu mi-am propus în această predică să reiau ceea ce practic am învățat în lecțiune. Aș dori doar să răspund la câteva întrebări pe care tot dumneavoastră ni le-ați adresat și să încercăm să descoperim împreună câteva aspecte practice care țin de zecime. Una dintre întrebări se referea ce să fac dacă sistemul bisericii, din punctul meu de vedere, este corupt. Dacă nu mai am încredere în pastori, în conferință, în uniune și așa mai departe, ce să fac? Aș vrea să vă răspund în primul rând, invitându-vă să deschideți Scriptura în Marcu, capitolul 12, și vom citi de la versetul 41. Marcu, capitolul 12, versetul 41. Iisus cedea jos în fața visteriei templului și se uita cum arunca norodul bani în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat 2 bănuți care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis,
Adevărat, adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie, că toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea din sărăcia ei a aruncat tot ce avea, tot ce mai rămăsese ca să trăiască. Cunoaștem această scenă. Avem de a face, dragii mei, cu un sistem care probabil era unul dintre sistemele religioase cele mai corupte din istorie. Un sistem religios care avea să-L respingă pe Mesia. Un sistem religios care își stricase menirea pentru care a fost chemat, preoți care nu erau preoți, care făceau cu totul altceva decât să fie chemat să-și hrănească poporul. Și totuși, în cadrul acestui sistem, avem această scenă cu văduva care îndeplinește ceea ce Dumnezeu ceruse. Aș vrea să vă întreb, n-ar fi putut Mântuitorul Hristos să spună alte cuvinte? Ar fi putut Mântuitorul să spune văduvei sau ucenicilor, vedeți sacrificiul pe care îl face această văduvă, n-ar trebui să-l mai facă. Există atât de multă corupție, există atât de multă nelegiuire, n-ar trebui să-l mai facă. Ar trebui să ne dea nouă banii, sau ar trebui să-i dea săracilor, sau ar trebui să facă cu totul altceva. Ar fi putut să se folosească de această ocazie ca să-i muștrulească foarte bine pe preot și așa mai departe. Și totuși Mântuitorul în această situație vine și laudă ceea ce face văduva. Pentru că Mântuitorul vorbește despre un principiu care îl regăsim și astăzi, și anume Dumnezeu va cere fiecăruia socoteală pentru faptele sale. Văduvei va cere socoteală pentru credincioșia sa și o va răsplăti pentru credincioșia sa. Preoților le va cere socoteală pentru felul în care au administrat ceea ce Dumnezeu le-a dat să administreze. Același lucru este valabil și astăzi. Același principiu îl descoperim și astăzi. Dumnezeu ne cere nouă, îmi cere mie, Emanuel Ban, să fiu credincios în ceea ce mi-a încredințat mie, să fiu credincios. Și îmi va cere socoteală pentru ceea ce mi-a încredințat în mie. Și îmi va cere socoteală dacă n-am fost credincios în ceea ce El mi-a spus ca să fiu credincios. Există multe raționamente, există multe lucruri pe care eu poate le-aș face altfel, dar am încredere în Dumnezeu și spun, Doamne, dacă așa ai spus, merg mai departe pe ceea ce spui Tu. Foarte mult se întreabă, dar cum a apărut sistemul zecimii în Biserica Adventistă? S-ar putea ca pentru mulți, chiar cu vechime, să vă prezint câteva lucruri interesante și noi. Aș dori să știți că Biserica Adventistă este caracterizată de un principiu care se numește lumina crescândă. Biserica noastră n-a primit dintr-o dată toate doctrinele așa cum le avem astăzi. Și vă dau doar un exemplu, principiul sănătății. Ai rămâne uimit atunci când citești despre pionierii noștri care studiau Biblia mestecând tutun. Sau care din când în când mai mâncau câte o șunculiță sau un purceluș. Sau care din când în când mai consumau cafea. Principiul sănătății a fost o lumină care a venit treptat, treptat, pe măsură ce oamenii au fost în stare să o primească. Foarte multe, de fapt, majoritatea doctrinelor noastre au fost descoperite de oameni care au studiat sârguincios Biblia și apoi Duhul Domnului i-a confirmat servei domnului Ellen White că ceea ce se studiase e într-adevăr ceea ce principiul pe care Dumnezeu îl dorește. Așa se întâmplă și cu sistemul zecimii. În primul rând, în Evul Mediu, chiar și în timpul Reformațiunii, în Europa se practica sistemul zecimii. Satana e specialist în a face un lucru și anume în a corupe tot ceea ce Dumnezeu stabilește. Dacă Dumnezeu a stabilit o zi de odihnă, ziua șaptea, sâmbăta, Satana corupe și spune, nu, aceasta este ziua de odihnă. Dacă Dumnezeu a stabilit o familie care trebuie să fie între un bărbat și o femeie, Satana corupe și vine și spune, nu, familia poate să fie și într-o femeie și o femeie și într-un bărbat și un bărbat. Familia este de fapt ceva mult mai amplu. Satana corupe, distruge. Și dacă Dumnezeu a hotărât un anume sistem care pune la încredere credincioșia noastră, Satana corupe acest sistem și face ca el să devină abuziv.
Așa se face că preoții, atât preoții catolici, cât și preoții reformați, de multe ori își schimbaseră și își greșiseră menirea lor. În Anglia, de exemplu, cea mai importantă slujba a preotului era să strângă zecimile și darurile. Așa se face că primii emigranți în America, când au ajuns acolo și au fugit de persecuția care era în Europa, au spus, bun, ce păstrăm și ce dăm deoparte. Și au dat tot ceea ce nu era bun din punctul lor de vedere deoparte și printre aceste lucruri au spus, nouă nu ne mai trebuie sistemul zecimii, nici nu vrem să auzim de așa ceva. Și această atitudine față de sistemul zecimii a crescut în rândul poporului american de-a lungul timpului și inclusiv primii noștri pionieri și mileriții aveau aceeași atitudine față de sistemul zecimii. Între anul 1844 și între anul 1859 nu a existat niciun sistem de susținere a misiunii și a pastorilor și, de fapt, nu era nicio organizație. De fapt, primii adventiști au fugit de tot ceea ce înseamnă organizație și au spus, nouă, nu ne trebuie așa ceva. Pentru că și ei, la rândul lor, au fost persecutați de bisericile din care veneau, s-au trezit că sunt o rămășiță, un popor și au spus, noi suntem o mișcare vie, nouă, nu ne trebuie nimic care are de-a face cu instituția. Dar cum timpul trece, toți și-au dat seama că au nevoie să fie organizați. Și serva Domnului primește câteva viziuni pe această direcție care vorbește despre nevoia de a fi organizați și de a forma o anumită structură. Spuneam, între 1844 și între 1859 nu există nimic organizat. Ce se întâmplă? Unii membri ofereau direct bani pastorilor. Era un pastor care predica adevărul, Evanghelia, și erau membri care ofereau din când în când. De exemplu, descoperim un Jackson, potcovarul, care obișnuia ca de fiecare dată când un pastor venea în biserica lui să-i dea $5. Loborough descrie următoarea situație. A lucrat 3 luni de zile în Illinois, din ianuarie până în aprilie, și a primit un palton de bizon care costa $10 și în numerar a mai primit $10. Iar în iarna anului 1957 și 58 a primit 3 prăjituri care erau în valoare de 10 livre, 5 bușeli de mere, 5 bușeli de cartofi, 8 kg de fasole, o bucată de șuncă afumată și o jumătate de purcel. Aceasta era plata pe care pastorul de atunci o primise o iarnă întreagă. Și și-au dat seama că ei nu pot să continue, nu se pot întreține, nu pot să continue. Așa că împreună cu Andrews, în vara anului 1858, pleacă la Wacon pentru a lucra în construcții și a-și face rost de bani ca să poată să continue cu lucrarea predicării adevărului mai departe. Aici, în 1858, Ellen White vine, îi vede lucrând în construcții și strigă către ei următoarea propoziție. Ce faci tu aici, Ilie? Și vorbește cu ei pe această temă spunându-le, Dumnezeu trebuie să aibă în cuvântul său o soluție. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie predicat mai departe. Timpul pe care unele persoane îl petrec nepredicând cuvântul lui Dumnezeu, spunea sora White, este o cauză pierdută pentru solia adevărului prezent. Așa se face că Andrews studiază Scriptura și propune primelor frați următorul sistem, plecând de la ceea ce Pavel spune bisericilor din Corint, și anume fiecăruia să dea după cât îl lasă inima. Și primul sistem pe care Andrews îl propune era următorul lucru, ca în fiecare săptămână frații între 16, bărbații între 16 și 60 de ani să ofere între 5 și 25 de cenți, iar surorile între 16 și 60 de ani între 2 și 10 cenți. Era, bineînțeles, o diferență între cât câștigau bărbații și diferență între cât câștigau femeile. Acesta este sistemul dăruirii sistematice.
Dacă citiți mărturii, veți descoperi adeseori că sora White face referire la acest sistem al dăruirii sistematice și când vorbește sora White despre sistemul dăruirii sistematice, ea nu vorbește despre sistemul zecimii care a apărut ceva mai târziu în Biserica Adventistă, ci vorbește despre acest sistem pe care Andrews îl propune bisericii. În același timp, atât frații cât și surorile au început să pună deoparte între 1 și 5 cenți pentru fiecare 100 de dolari de proprietate deținută. Erau în același timp mai multe apeluri pentru frați de susținere a proiectelor locale și să știți că nu erau puține. Erau biserici în construcții, erau reviste care trebuiau să fie scoase, erau foarte multe proiecte. De fapt, în Adventist Review, pe ultima pagină, apărea lista donatorilor și putem să vedem cum de fiecare dată familia White există, este în capul listei între cei care ofereau cel mai mult pentru lucrarea Domnului. La sfârșitul secolului al XIX-lea, în bisericile protestante din Statele Unite ale Americii, erau câteva care începuseră să practice de mult timp acest sistem al zecimii. Așa se face că în Biserica Adventistă a început să aibă loc discuția despre acest sistem, iar între 1875 și 1876, Ken Wright scrie în Adventist Review câteva articole despre sistemul zecimii și importanța biblică a acestuia. Iar în 1878, un comitet format din James White, Ken Wright, Haskell și Andrews studiază și pregătesc un document în acest sens. În 1879 se votează la sesiunea Conferinței Generale implementarea acestui sistem. Când vorbim de sesiunea Conferinței Generale, să nu vă închipuiți că este ceea ce este astăzi, ci toate bisericile din Statele Unite ale Americii își trimiteau câte un reprezentant sau câte un doi reprezentanți care se întâlneau și dezbăteau mai multe chestiuni care țin de teologia și de organizarea Bisericii Adventiste. Iar în 1883, Butler a fost rugat să pregătească un material pe această temă care să fie oferit membrilor și el a scris o broșură de 112 pagini. În tot acest timp, Ellen White primește mai multe instrucțiuni din partea lui Dumnezeu cu privire la sistemul zecimii și cum el ar trebui să fie folosit în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Care sunt câteva probleme înainte de a discuta despre felul acesta? Te rog. Folosirea zecimii în Biserica Adventistă, sfaturile inspirate. Ellen White a spus că Domnul revendică zecimea ca o proprietate a sa și aceasta trebuie considerată întotdeauna o rezervă sacră care să fie adusă în visteria lui pentru folosul cauzei lui. Parabolele Domnului Hristos, pagina 300. El, Domnul, are o visterie și această visterie trebuie să fie susținută de zecime. Iar zecimea trebuie să fie sfântă și trebuie să fie a Domnului. O zecime atât de generoasă încât să contribuie la susținerea extinderii lucrării sau mai simplu ca lucrarea să fie susținută. În Vechiul Testament, Dumnezeu a rezervat zecimea leviților pentru lucrarea lor din sanctuar, dar acum El a hotărât să fie folosită în lucrarea bisericii, care este de fapt proclamarea Evangheliei, așa cum spunea ea, pentru a sprijini lucrătorii Evangheliei. La ce se folosește și vreau doar să extrag câteva principii din scrierile sorei White, celor care doresc citate pentru fiecare propoziție le pot trimite pe e-mail. Zecimea poate să fie folosită din scrierile inspirate pentru următoarele lucruri. Pentru utilizată pentru susținerea pastorilor Evangheliei, pentru susținerea celor care predau Biblia, adică învățători, profesori în școlile noastre, pentru susținerea soților de pastori implicate în lucrarea Evangheliei. Ce spune Ellen White, pentru că a fost o adevărată dezbatere în vremea respectivă și anume erau pe vremea respectivă anumite soții de pastor care erau implicate, erau adevărați misionari pentru Dumnezeu. Și s-a pus întrebarea dacă femeile pot să fie plătite din banii sfinți, din zecime.
și implicit acele soții care erau implicate în lucrarea de misiune. Și Ellen White vorbește de câteva ori pe această temă și spune: Dumnezeu nu face discriminare între bărbați și femei, atât soțiile, atât femeile, cât și bărbații, atât soțiile de pastori care sunt implicate în mod activ în lucrarea de evangelizare, pot să fie plătite. Astăzi, și vreau să fie clar pentru toată lumea, soția pastorului nu este plătită pentru că este soția pastorului. Deci nu este plătită, indiferent de cât de mult se implică în lucrarea de misiune. Utilizarea zecimii pentru susținerea zonelor misionare în nevoi. De asemenea, Ellen White vorbește despre folosirea incorrectă. Și când vorbește despre folosirea incorrectă, de asemenea, doar ofer câteva citate, toți cei care sunt interesați să aprofundeze pot să-mi ceară. Abuz personal, iată ce scrie ea. Partea rezervată de Domnul pentru sine nu se poate folosi pentru alte scopuri în afară de cele specificate de El. Să nu se simtă nimeni liber să rețină zecimea și să o folosească după propria judecată. Zecimea nu se poate utiliza în folosul nostru în caz de urgență, nici după cum gândim noi că este mai bine, chiar dacă vom considera că este lucrarea Domnului. De asemenea, ea spune că zecimea, da, e incorrectă atunci când eu decid ce să fac cu ea, apoi spune că este folosită greșit atunci când pastorii bisericii locale decide ce se întâmple cu zecima. Pastorul nu trebuie să creadă că poate să rețină și să folosească zecimea după propria sa judecată doar pentru că este pastor. Ea nu este a lui. El nu are libertatea de a-și însuși ce crede că îi se cuvine. De asemenea, ea vorbește despre faptul că colportorii nu ar trebui plătiți din zecime. Zecimea, spune ea, nu trebuie să fie folosită greșită de către biserici. După părerea lui Ellen White, zecimea nu trebuie să fie folosită pentru comoditatea bisericilor, pentru a finanța nevoile bisericii sau a îngriji casa Domnului, pentru a rezolva necesitățile curente ale casei Domnului, pentru a plăti datoriile bisericii sau pentru a achita cheltuielile bisericii. Nu poate fi folosită nici pentru construirea clădirilor unor instituții. De asemenea, mai spune că nu poate să fie folosită în taxe de scolarizare sau pentru ajutorarea săracilor și a bolnavilor. Ellen White vorbește foarte mult despre importanța ca biserica locală, ca membrii, să se implice în comunitate și să fie un sprijin pentru săracii și pentru bolnavi. În același timp, ea sfătuiește fiecare biserică să considere ca o responsabilitate a ei faptul că trebuie să aibă un interes special față de cei slabi și bătrâni, dar zecimea nu poate fi folosită în această lucrare. De asemenea, Ellen White spune că zecimea n-ar trebui să fie folosită pentru a fi plătiți pastorii politicieni. Zelul politic exprimat în discursuri politice este incompatibil pentru Ellen White cu lucrarea unui pastor. Iar zecimea nu trebuie să fie folosită pentru a-i plăti pe cei care pălăvrăcesc pe teme politice. Ellen White a declarat în mod hotărât că zecimea trebuie folosită în lucrarea de evangelizare. Ea insistă pe ideea că recomandările pe care le-a făcut despre folosirea zecimii sunt modul în care Dumnezeu așteaptă de la noi să o folosim, deoarece este sfântă și este proprietatea exclusivă a lui Dumnezeu. El este singurul care poate să hotărască asupra modului cum trebuie să fie folosită. Acestea au fost câteva date istorice ale zecimii în biserica noastră și câteva gânduri despre felul în care serva Domnului, prin inspirație, le-a oferit bisericii despre felul în care ar trebui să fie folosită această zecimă. E bine, de ce se creează anumite probleme? Și am putea aici, când vorbim despre probleme, să vorbim foarte mult și numai despre probleme am putea vorbi 3-4 ore. Aș vrea doar să sintetizez eu două care consider că sunt problemele cele mai importante și realitatea pe care de multe ori o avem. Prima problemă reală pe care o întâlnim în biserică este faptul că există pastori care nu-și fac datoria. Și repet, una din problemele reale a bisericii este faptul că există pastori care nu-și fac datoria. Principiul bisericii prevede ca orice pastor, indiferent cât de mult sau cât de puțin lucrează, să primească același salariu. Așa se face că
motivația de a lucra pentru Dumnezeu nu este dată de rezultatul final, de salariul pe care îl primești la sfârșitul lunii, ci motivația pe care o ai de a lucra pentru Dumnezeu vine din relația ta personală cu Dumnezeu. Și dacă există această relație personală cu Dumnezeu, lucrezi pentru El, nu pentru un salariu, mult mai mult, pentru că trebuie să vă spun că un pastor este pastor 24 de ore din 24. Nu are concediu și nu are pauză. Nu este 8 ore, nu avem discuția. Da. O să vă rog întrebările personale la sfârșit, dacă se poate. Mulțumesc. Una dintre problemele care spuneam, da, este următoarea, și anume că există pastori care aleg din diferite motive să nu-și facă datoria. Și aici totuși vreau să vă spun că există două amendamente. În primul rând, personal consider că numărul acestor pastori este mult mai mic decât internetul ne face să credem. Astăzi pe internet citim multe lucruri care lovesc atât în biserică cât și în pastori. Și aș vrea să vă spun că de multe ori cei care scriu pe internet sunt acele persoane care își mărturisesc frustrarea. Am făcut un test la tineri și am spus, gândiți-vă la toți oamenii care v-au făcut un bine în viața voastră, în diferite ocazii. La câți dintre ei v-ați dus și le-ați mulțumit? Și în discuție și în seminarul respectiv ne-am dat seama de un lucru, că de fapt la cei care îți fac bine, foarte rar trebuie să fie un bine extraordinar de mare ca să te duci în mod special să zici, uite, mi-ai schimbat viața în bine, ai făcut lucrul ăsta pentru mine, mulțumesc. În rest, uităm sau nu avem ocazia, din diferite motive, să spunem. Sunt foarte multe persoane care primesc din partea pastorilor asistență și sunt încântați de slujirea pastorilor, dar care nu apucă să scrie lucrul acesta pe internet. Și internetul, asemenea știrilor, uitați-vă la știri, răul este mai puternic ca binele. Cât de multe știri sunt negative și cât de puține știri sunt pozitive. Am rămas uimit când am făcut un sondaj luna trecută pe Instagram. Nu este un sondaj profesionist. Am pe Instagram 1000 de persoane care mă urmăresc și din când în când pun anumite întrebări la care oamenii votează, cu da sau nu. Și una dintre întrebări a fost, cât de mulțumit ești de pastorul tău? Marea majoritate, să știți, nu sunt din biserica noastră, deci chiar și cei care au votat nu s-au referit la mine, așa că eu sunt scos din discuție. Și vreau să vă spun că atunci când am postat acest lucru, pentru că majoritatea prietenilor sunt tineri, mă așteptam ca cei care sunt nemulțumiți de pastor să fie într-o proporție mult mai mare decât cei care sunt nemulțumiți. Rezultatele m-au surprins într-un mod plăcut. Aproximativ 68% au spus că sunt mulțumiți de pastorul lor. Și doar diferența au spus că nu sunt mulțumiți de pastorul lor. 60 și ceva la sută dintre cei, nu este un sondaj, da, oficial. Dar ceea ce vreau să vă spun, transmit un lucru, există mulți membri ai Bisericii Adventiste care în realitate sunt foarte mulțumiți de slujirea pastorală și care, din diferite motive, nu scriu lucrul acesta peste tot. Vreau să vă spun că un pastor și mulți pastori pe care îi cunosc lucrează zi și noapte pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vorbeam săptămâna trecută cu o soră din biserică și îmi spunea, de-abia aștept să vină sabatul, să mă odihnesc puțin. Și spun, e bine că aștepta să vină sabatul pentru că noi nici măcar în sabat nu suntem odihniți. Mulți au impresia că e bine să fii pastor. Lucrezi o singură zi din 7. Pentru că doar atunci îl vezi la biserică, nu? Vine pastorul, stă 4 ore, 5 ore, 6 ore, predică de 2 ori, asta este tot ceea ce face pastor.
De câte ori și în vizitele care vi le-am făcut, în discuțiile care vi le-am făcut, dumneavoastră mi-a spus, nu despre mine, și despre alți colegi pastori care există aici în Paris, ei frate, dacă aș fi știut eu, sau nici măcar nu știam ce înseamnă cu adevărat să fii pastor. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, sunt multe lucruri pe care nici măcar comitetul nu le știe. Pentru un caz de disciplină, de exemplu, care se tratează în biserică și care îl tratăm în 5 minute, 10 minute, maxim 30 de minute și toată lumea pleacă nemulțumită. Există ore întregi de vizite, de rugăciune, de telefoane, de muncă, de lacrimi, de tulburare pe care un pastor îl face și îl petrece cu anumite persoane. Lucru pe care el și Dumnezeu îl știe. Lucrurile acestea nu le poți publica pe Facebook. Lucrurile acestea nu le poți spune în unele ocazii bisericii. Dar să știți că un pastor care vrea să fie pastor are ce să facă. Ca să vă răspund dumneavoastră, întrebării dumneavoastră, cu siguranță da, există biserici în care pastorii lucrează. Biserica Pentecostală, de exemplu, pastorii Bisericii Pentecostale lucrează și au în Biserica Pentecostală 3, 4, 5 pastori, o biserică, și fiecare are pastor, lucrează în construcții sau lucrează în alte domenii pentru a-și câștiga partea financiară. Crezul meu este că inspirația care a fost acordată Sorei White și sistemul bisericii noastre ajută cel mai mult în vestirea Evangheliei. Și aș vrea să vă spun că nu degeaba Biserica Adventistă, la ora actuală, este una dintre dominațiunile cu creșterea cea mai mare și este una din bisericile unde se vede cu adevărat binecuvântarea lui Dumnezeu. Al doilea pericol pe care vreau să îl amintesc aici, și anume există asociațiile independente care apar din ce în ce mai mult, au existat întotdeauna și vor exista întotdeauna și apar întotdeauna. Aceste asociații independente vin de obicei, se formează de către anumiți pastori care într-o anume perioadă a vieții lor au făcut ceva și au fost înlăturați fie din corpul pastoral, fie din viața bisericii sau anumite persoane care doresc să beneficieze de susținerea bisericii pentru diferitele proiecte. Și dacă ne uităm, există organizații care sunt oficiale ale bisericii. De exemplu, ADRA este o organizație oficială a bisericii. Și pentru a fi organizația bisericii, trebuie să te supui controlului din partea bisericii și din partea statului. Atât conferința, cât și diviziunea, cât și până la conferința generală, sunt controlate, auditate de către mai multe comitete. Pentru că fiecare ban trebuie să existe o răspundere pentru el. Dar există aceste asociații care refuză orice transparență în ceea ce privește finanțele. Și culmea, tot aceste asociații independente sunt cele care lovesc în biserică și în principal în sistemul zecimii. De ce? Vreau să faceți un calcul foarte simplu și sumele care... Am primit un document făcând acest studiu, unele dintre sume sunt într-adevăr exorbitante. Am rămas surprins, nici măcar eu nu mă așteptam să se vorbească despre astfel de sume. Dar vreau să vă spun că astăzi a fi un pastor independent e foarte profitabil. Știți care a fost bugetul Bisericii Grenell pentru toate departamentele, pentru toate proiectele? Nu vorbim de chirie, da? Vorbim de proiectele noastre. Pe anul trecut, știți care a fost bugetul? Trebuie să știți. A fost aproximativ 8.000 de euro. 10.000 de euro anul trecut, 8.000 în 2016. Atât a cheltuit Biserica Grenell într-un an de zile pentru toate departamentele. Nu vorbim de chirie. Imaginați-vă că eu conving, sunt un pastor care am carismă, sau nu neapărat un pastor, un membru care am carismă și conving 300 de persoane din străinătate să-mi ofere zecimea lor, care înseamnă 100 de euro, să spunem, pe lună, mai mult sau mai puțin. Asta cât înseamnă pe lună? 30.000 de euro pe lună. Comparați ori 12 luni. Și cu acești bani, dragii mei, este foarte ușor să fac proiecte misionare care ies în evidență. Uitați-vă, fraților, câte cărți a dat biserica, câte cărți a dat misiunea mea
gratis în Africa, în, peste tot în lume, și lumea spune, ei, dar ce face biserica? Nu de mult aici în Paris a venit un frate și îmi spunea cu mândrie, frate, am dat 1.000 de euro pentru cauza lui Dumnezeu. Amin. Și ce s-a întâmplat cu banii? Ce evidență există? Ce raport există? Orice ban pe care dumneavoastră îl oferiți bisericii organizate, există urma lor și există un raport pe care oricând, oricine poate să fie transparent și să vă spună, uitați, aici sunt banii pe care dumneavoastră i-ați oferit. Haideți să vorbim puțin despre conferința noastră și despre ce se întâmplă cu zecimea. Ce se întâmplă cu zecimea pe care eu o dau? Toată zecimea care se strânge dintr-o federație, și noi suntem Federația Franța Nord, același lucru se întâmplă peste tot, merge 100% la conferința locală. De la conferința locală, 10% pleacă către Uniune, 10% pleacă către Diviziune. Iar la rândul ei, Uniunea și Diviziunea trimit câte 10% din ceea ce au primit către Conferința Generală. Avem în următorul grafic cam ce se întâmplă cu zecimea. Și vorbim de Franța, trebuie să vorbim de specificul Franței. Am văzut că Ellen White spune misiunea, zecimea trebuie să fie folosită în evangelizare și nu în clădiri. Dar Franța vine și spune în felul următor. Avem cultuiel și culturel. Cultuiel este ceea ce se întâmplă în biserică și toți banii care îi primește biserica, spune guvernul francez, noi vă putem da o chitanță pe care să o folosiți în momentul în care vine impozitul, ca să aveți o scutire de impozit. Dar pentru acțiunile culturale nu vă putem da nicio chitanță. Și atunci întrebăm statul francez, ce înseamnă acțiunile bisericii. Și statul francez spune, pentru acțiunile bisericii este tot ceea ce se întâmplă între cele patru pereți ai bisericii. N-aveți voie să investiți în tinerii voștri, asta este cultural din punctul lor de vedere. N-aveți voie să investiți în misiunea pe care o faceți în afara bisericii voastre. N-aveți voie. Și atunci biserica se simte legată de mâini și de picioare. Pe de o parte, Spiritul profetic și Biblia care spune investește în misiune și statul francez care vine și spune exact inversul. De aceea în Franța este în luna martie și vedeți că sunt acele plicuri mov în care punem zecimea și spunem zecimea faxa este zecimea care în organizația din Franța se poate folosi pentru tineret, pentru acțiune misionare din afara bisericii și pentru educație. Dar pentru această zecime pe care tu o dai, nu poți să fii scutit de impozit. Deci nu vei primi chitanța care te scutește. Vei primi o chitanță, dar acea chitanță nu te scutește de impozit. Așa se face că și chiar recomand tuturor celor care... Eu, de exemplu, nu plătesc impozit. Și recomand celor care nu plătesc impozit să o direcționeze către faxa. Dar ce se întâmplă cu zecimea, da? Fie că este vorba din FFN, fie că este vorba din faxa. Dă slide următor. 10% merge către Uniune, 10% merge către Diviziune, 4% merge către Institutul Teologic Adventist, 4% merge în proiectele speciale ale diviziunii. Și aici intră tot felul de proiecte misionare, fie proiecte media ale diviziunii. 8% merge în fondul de pensii și rămâne 64% din totalitatea zecimilor care se folosesc pentru salariile pastorilor, dar nu mai mult de 50% din totalul de intrări, și pentru diferitele acțiuni și departamente ale bisericii. În anul 2015, în Franța Nord, zecimile au fost de 7.646.058 de euro. Deci, în Franța Nord, în anul 2015, s-au strâns zecimi de aproximativ 7.650.000. Zecimile de la Grenelle
a fost de 100.000 de euro, 101.063 de euro, adică 1% din totalul zecimilor din Federația Franța Nord. Și aici trebuie să fac o rectificare și îmi cer scuze că v-am oferit o informație eronată. Este vina mea că nu m-am informat înainte de a vă oferi această informație, când am spus că Biserica Grenel este în primele două sau trei biserici ale zecimii la nivelul... E undeva în primele 15 biserici și, într-adevăr, este prima biserică în rândul zecimilor dintre bisericile românești. Dar la nivelul bisericilor franceze, între locul 10 și locul 15, în funcție de anul de care vorbim. Deci cam aceasta este aportul bisericii noastre la nivelul federației. Ce se întâmplă cu acești bani? Ei bine, federația ajută pe cei care sunt în nevoie. Știați, bănuiesc, cei care sunt mai vechi, că o foarte bună perioadă de timp, bisericile românești s-au întâlnit într-un local care costa foarte mult, aproximativ 6.000 de euro, dacă nu mă înșel, și acest loc era la, ajutați-mă dumneavoastră, cum? Saint-Denis, da? Câți ani a rămas Biserica Adventistă acolo? 3-4 ani, da? 3-4 ani. Ei bine, în tot acest an, și cei care erau atunci, cred că știu lucrul acela, Federația franceză a ajutat Biserica Românească, care era în imposibilitatea de a plăti chiria în fiecare lună cu mai mult de jumătate din sumă, aproximativ 3.000-4.000 de euro. 2.500 plătea Biserica Locală. Federația, bun. Să spunem 2.500, da? Trec peste subiectul acesta. Ceea ce vreau să vă spun este... Biserica Românească, de-a lungul timpului, a primit fonduri din partea Federației. Biserica Grenel, anul trecut, din partea Federației, pentru a reuși să ne plătim chiria, să fim la zi, a primit 5.000 de euro. Există în continuare dorință, susținere, de a susține, de a fi alături și există acest principiu, dragilor, ca într-o familie. Cel care are nevoie este sprijinit, pentru că suntem o familie. Sunt momente în care Biserica Grenel va ajuta pe alții. Sunt momente în care alte biserici ajută Biserica de la Grenel. Aceasta este metoda în care Dumnezeu a considerat ca să mergem. Spuneam săptămâna trecută, eu pot să aleg dacă ascult GPS-ul sau nu. Eu pot să aleg dacă vreau să-L ascult pe Dumnezeu sau nu. Eu pot să decid în dreptul meu ceea ce fac. Dar de-a lungul istoriei au fost bărbați și oameni al lui Dumnezeu care au strigat mereu și mereu aceleași cuvinte. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Că despre mine, eu și casa mea, aleg să slujesc Domnului. Știu că există multe întrebări și, repet, disponibilitatea mea de a sta la discuții cu dumneavoastră, de a sta de vorbă cu dumneavoastră. Dar caracterul meu, angajamentul meu înaintea lui Dumnezeu, lucrul acesta e un lucru pe care Dumnezeu îl cere fiecăruia dintre noi. Dumnezeu să ne conducă pe noi, pe toți. Amin. Săptămâna trecută n-am fost cu dumneavoastră. Și toată lumea, de fapt foarte multă lume, mi-a spus: frate pastor, a ținut fratele Gheorghiță o predică tare de tot. A fost scurtă. Și dincolo de scurtă, într-adevăr și la subiect. Îmi cer scuze că predica mea nu a fost scurtă de astăzi, dar am preferat să termin astăzi subiectul acesta, pentru că începând de data viitoare vom intra în subiectul familiei. N-aș fi dorit să mai continui încă o predică pe acest subiect. De 1 martie a fost ziua femeii, ziua mamei, și copiii noștri au un mesaj
deosebit pe care vor să-l transmită tuturor mamelor și tuturor surorilor noastre care astăzi sunt prezente aici în biserică. Așa că vă cer îngăduința dumneavoastră ca pentru încă 10 minute să rămânem, nu este la fel de frică data trecută, și să-i ascultăm pe copiii noștri. Vă mulțumim tuturor de înțelegere!